Dragi prieteni ai istoriei, vom recapitula astăzi cariera unui om politic cu merite mari în unirea Transilvaniei cu România. Ca tânăr, eroul nostru și-a început studiile la Universitatea din Cluj, pe când acolo se studia în limba maghiară. Ca matur, el a fondat și a condus un partid important al României Mari, Partidul Național Țărănesc. V-ați dat seama, desigur, că vom vorbi astăzi despre omul politic Iuliu Maniu. Iuliu Maniu s-a născut în ianuarie 1873 aici, la Bădăcin, în județul Sălaj de astăzi, ca unul dintre cei 9 copii ai unei familii de români greco-catolici. A început facultatea de drept la Cluj și apoi a terminat-o la Budapesta. La vârsta de 25 de ani, el a intrat în Partidul Național Român din Transilvania, iar în anul 1906 a fost ales deputat în Parlamentul de la Budapesta. Ca parlamentar la Budapesta, Iuliu Maniu a fost extrem de conștiincios, neuitând că rolul său era apărarea intereselor minorității românești din Imperiul Austro-Ungar. În anul 1914, și el, ca și alții, a fost surprins de izbucnirea războiului, iar în vara anului 1915 a fost mobilizat ca ofițer în armata austro-maghiară și trimis pe un front din nordul Italiei de astăzi. În ultimele luni ale războiului, în debandada care se instaurase în armata austro-ungară, Iuliu Maniu a fost demobilizat și s-a întors spre casă, prin Viena, către Transilvania. În toamna anului 1918, Iuliu Maniu a fost unul dintre artizanii ruperii Transilvaniei de Ungaria și ai unirii ei cu România. El a fost unul dintre organizatorii adunării de la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918. În Consiliul Dirigent al Transilvaniei, care s-a înființat imediat, Iuliu Maniu a fost președinte și ministru de interne. În anul 1933, el a donat 3 iugăre de pământ din moșia tatălui său pentru construcția acestei biserici din spatele meu. Adevărul este că după anul 1920, relațiile dintre Iuliu Maniu și politicienii liberali de la București, precum Ionel Brătianu, s-au înrăutățit treptat. Iuliu Maniu n-a fost de acord cu Constituția din anul 1923 și, în sinea sa, credea că energiile din Ardeal nu sunt bine folosite la București. Pe de altă parte, Ionel Brătianu spunea că soldații români au făcut unirea și nu parlamentarii de la Budapesta, fie ei și români. Indiferent cine avea dreptate, inamiciția dintre Iuliu Maniu și Ionel Brătianu a fost o constantă a primului deceniu al României Mari. În anul 1926, Partidul Național Român din Transilvania s-a unit cu Partidul Țărănesc din Vechiul Regat și astfel a luat naștere Partidul Național Țărănesc, principalul adversar al liberalilor din România interbelică. În anul 1930, Iuliu Maniu a crezut că ar putea face din regele Carol al II-lea un aliat al său, dar s-a înșelat. În schimb, după august 1944, Iuliu Maniu a fost principalul aliat al regelui Mihai în opoziția lor împotriva comuniștilor. Morala episodului nostru este că au existat și premieri ai României care nu-și numărau casele. Puțină lume știe că Iuliu Maniu nu punea preț pe bunurile materiale. El nu avea o proprietate în București, ci locuia pe la prieteni sau pe la colegi de partid. Astfel încât, în iulie 1947, el a fost arestat de către staliniștii români pe când se afla în sanatoriul unui prieten pe bulevardul Dacia din Bucureștiul de astăzi. Ulterior, acest om cu atâtea merite a murit în detenție în închisoarea Sighet, probabil în februarie 1953. Până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.